Dragii mei, mă bucur din toată inima că prin harul bunului Dumnezeu avem parte de un nou moment al prezenței sale în cuvântul său, al Duhului Său Sfânt ca învățător al sufletelor noastre, călăuzitor în tot adevărul. Și în cadrul seriei Învață-ne să ne rugăm, avem o nouă prezentare sub titlul Ce slăbiciune de inimă. Este o expresie pe care am luat-o din cartea profetului Ezechiel. De ce accentuăm acest lucru, învață-ne să ne rugăm? Nu există nicăieri în Evanghelii sau vreunul dintre ucenici cerând lui Iisus învață-ne să predicăm, învață-ne să lucrăm binefacerea pentru omenire, învață-ne să scriem cărți, învață-ne să... Nu, nu scrie nimic. Este un singur lucru despre care... pentru care se roagă ei, învață-ne să ne rugăm. Și de ce doar pentru acesta? Pentru faptul că dacă la această rugăciune am primit răspuns, am primit la toate. De aici izvorăsc toate. De asemenea, toate celelalte, fără acesta, înseamnă nimic. De aceea e atât de însemnat lucrul acesta și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta să mergem la izvoarele rugăciunilor noastre. Revin sublinind cuvintele lui Pavel. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică trebuie să pun suflet la o predică pe care o asculți. Pui efort mental să înțelegi. Pui efort mental să pui împreună aceste lucruri și să promovezi un anumit adevăr al Scripturilor. Deci este vorba de un efort. De un serios efort mental. Și în rugăciune se cere poate cel mai înalt și mai profund efort mental posibil. Mă voi ruga cu Duhul, într-adevăr, cu participarea sufletului, a emoției mele, a dorințelor mele, a tot ceea ce înseamnă ființa mea lăuntrică, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică voi înțelege ce cer, pentru ce cer lucrul acesta, de unde vine ceea ce cer eu și, cu alte cuvinte, voi pune mintea mea la lucru în ce privește rugăciunea. Sunt mulți oameni, probabil Dumnezeu a numărat, nu noi, sunt mulți oameni care au pierdut interesul pentru rugăciune datorită faptului că nu au înțeles rugăciunea. Au spus, dom'le, nu are niciun rost să informez pe Dumnezeu. Bine, dar rugăciunea nu este a informa pe Dumnezeu. Nu are niciun rost să-i spun eu ceea ce el știe deja, nu are niciun rost să-i cer ceea ce el știe că am trebuință deja și ca atare nu s-a mai rugat. Aceasta... pentru că n-au înțeles ce înseamnă rugăciunea. Învață-ne să ne rugăm. Iubiții mei, mergem în Ezechiel, capitolul 16, versetul 30, cu rugăciunea Tată ca acest cuvânt să ne fie desfășurat prin Duhul Tău Sfânt. Și îți mulțumim din adâncul sufletului că ne-ai așa de aproape de Tine, Doamne, și vrei să ne înveți lucruri așa frumoase pentru viața și ființa noastră. Te rugăm și noi împreună cu ucenicii. Învață-ne să ne rugăm. Versetul 30 din cartea profetului Ezechiel, capitolul 16. Domnul întreabă, ce slăbiciune de inimă ai avut, zice Domnul Dumnezeu, de ai făcut toate aceste lucruri? De obicei, noi întrebăm ce ai făcut. Noi ne judecăm sau ne lăudăm cu ceea ce am făcut. Dumnezeu nu se oprește niciodată la ceea ce se vede la arătarea în afară la care s-au oprit farisei. Ci, așa cum spune Scriptura profetei despre Mântuitorul nostru, El nu va judeca după înfățișare, adică după aparență, ci va judeca după adevăr, după ceea ce stă în spatele aparenței, adevărul. Și El nu întreabă ce ai făcut. Toate aceste lucruri, era vorba de idolatria lui Israel în care el trăia, de sfârâul acesta spiritual în care trăia. Ci Domnul întreabă de izvorul, de cauza, de unde vine așa ceva și arată că lucrul acesta vine dintr-o slăbiciune a inimii. Acolo, datorită acestui lucru, a spus Iisus, de acolo ies lucrurile acestea. Acolo trebuie lucrat. Nu ce iese în afară, nu ce vine din afară, mâncare sau... spurcă pe om ce iese din inimă, aceea este. Pentru că inclusiv ceea ce mănâncă un om sau ce face sau ce vorbește, toate acestea care vin din afară sunt produsul a ceva din interior.
al inimii. Iisus a mutat religia din lumea formelor în lumea inimii. Și așa face și aici în privința păcatului și în privința rugăciunii. Întreabă, toate acestea pe care le-ai făcut sunt produs unei slăbiciuni de inimă și vă rog să rețineți bine acest cuvânt slăbiciune, pentru că îl vom reîntâlni în cuvântul lui Dumnezeu, despre care vom vorbi intens cu această ocazie și aș dori ca el să rămână cu noi, nu doar să-l auzim. Romani 8:26. Tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunea. Ați observat, deci nu slăbiciunile, în slăbiciunea noastră. Din slăbiciunea noastră vin slăbiciunile. Slăbiciunea noastră trebuie vindecată și slăbiciunile dispar. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Care este, domnule, această slăbiciune generică din care izvorăsc toate celelalte slăbiciuni? Ați observat că în momentul în care Ioan Botezătorul prezintă pe Iisus înaintea oamenilor, el nu spune că acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, ci care ridică păcatul. Este unul singur. Este un singur păcat. Iar aici avem o descoperire a Duhului lui Dumnezeu că, de fapt, avem o singură slăbiciune. Și din acea slăbiciune rezultă toate celelalte slăbiciuni. Slăbiciune înseamnă neputință, înseamnă lipsă de tărie, lipsă de energie, lipsă de resurse, lipsă, slăbiciune. Stau slab la capitolul acesta. Care este această slăbiciune? Nu o să luăm definiții din psihologie sau de pe stradă, nici măcar de la oameni. De un fel sau altul, fie ei, ia. Ci vom lua chiar din Scriptură. Romani 8:28, iată care este slăbiciunea. Nu știm cum trebuie să ne rugăm. Asta este. Romani 8:26. Tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Care este aceea? Nu știm să ne rugăm. Am înțeles acum de ce au venit apostolii la Iisus și au spus, învață-ne să ne rugăm. Era clar. Au văzut cum se roagă el și au dat seama că este o diferență, este o altă planetă, este o altă lume în felul cum în comuniunea dintre Iisus și Tatăl. Și atunci au dorit în sufletul lor, uite, asta este ce căutam și noi, asta îmi lipsea, am căutat toată viața fel și fel. Când vă rugați, să nu fiți ca păgânii, spune Scriptura. Adică este o posibilitate, opțiune este de a fi ca păgânii în rugăciunea noastră. Păgânii se rugau zeului, Baale, ascultă-ne, Baale, s-au tăiat, au făcut tot felul ca să... Baale, și Baale. Și Ilie spune, poate e plecat la veceu sau cine știe, în bătaie de joc, față de prostia și nebunia unui om care se închină la lucruri materiale, un nimic. Lucruri pe care nu le-a adus cu el aici și nici nu le va lua cu el de aici. Însă, ce putem să facem? Fiecare om vrea să verifice personal dacă e adevărat lucrul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu însă că Duhul Său ne ajută în această slăbiciune pentru care nu există medicament sau spital sau universitate. Slăbiciunea rugăciune. Nu știm cum să ne rugăm. Cum da, mă rog, de 50 de ani, de 60 de ani, nu are nicio importanță lucrul acesta. E nimic. A ști cum să te rogi nu înseamnă cât timp te-ai rugat. Nu. A ști cum să te rogi nu înseamnă ce fel de vorbe ai repetat în rugăciunea ta. A ști cum să te rogi înseamnă a primi de la Duhul lui Dumnezeu acest tainic, inexplicabil ajutor care ne așează pe noi în poziția să ne rugăm cu adevărat. Însuși Duhul mijlocește pentru noi, nu pentru Dumnezeu, ca să-L schimbe pe Dumnezeu, ci ca să ne schimbe pe noi. Mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și acum versetul 27, foarte important. Lucru care se aplică atât în relația cu Dumnezeu sau în umblarea noastră cu Dumnezeu, în trăirea noastră cu Dumnezeu, cât și cu oamenii din jurul nostru. Versetul 27 ne dă o asigurare pe care ar trebui să o căutăm în orice altceva. Trebuie să știu lucrul ăsta inițial, la început. Versetul 27. Cel ce cercetează inimile, acesta este Dumnezeu Tatăl,
urmăriți. Știe care este intenția sau năzuința sau dorința. Năzuința Duhului. Dumnezeu nu mă lasă pe mine să explorez, ia să văd care este năzuința Duhului, ce vrea Duhul să facă. Nu voi putea să fac lucrul acesta. Singurul care poate cerceta lucrurile lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu și singurul care poate cerceta lucrurile Duhului este Dumnezeu. Acesta este adevărul care nu se va schimba niciodată, în care nu este schimbare sau umbră de mutare. Cel ce cercetează inimile știe care este intenția sau dorința sau plănuirea sau lupta, pentru ce luptă Duhul Sfânt ca pe vremea lui Noe a luptat în oameni 120 de ani. Știe cel ce cercetează inimile care este această năzuință și noi luăm cuvântul lui. Noi nu luăm rezultatul cercetărilor noastre asupra Duhului Dumnezeu. Și care este planul, intenția Duhului Sfânt cu tine și cu mine? El mijlocește pentru sfinți, nu pentru Dumnezeu. Acolo nu e nicio informație de adus. El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și uitați lucrul acesta care este atât de uman tradus. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Iacov 4:5. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru el. Asta e tot. Aceasta e năzuința Duhului. Ești de acord cu năzuința Duhului? El te vrea pentru Dumnezeu. El te vrea fericit. El te vrea împlinit. Nu există ceva dincolo de lucrul ăsta. Aici este lupta Duhului Sfânt. Pentru acest lucru suspină el. Pentru acest lucru mijlocește. El luptă în sufletul nostru, fiindcă ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu, așa cum noi vrem binele copilului nostru. Aș vrea să-l văd sănătos, aș vrea să-l văd bine, aș vrea să-l văd la locul lui, cu, să fie fericit, satisfăcut. Acum slobozește, stăpâne, pe robul tău. Am văzut lucrurile așezate în locul lor. Aceasta e năzuința Duhului pentru viața și ființa noastră. Și El, Duhul Sfânt, este acela care ne ajută în slăbiciunea capitală a ființei noastre, și anume rugăciunea. Dar ce este rugăciunea? Rugăciunea nu este vorbă. Să nu rostiți vorbe ca păgânii. Rugăciunea nu este vorbă. Rugăciunea este trăire. Și este nimic altceva decât cultivarea prezenței lui Dumnezeu. Nu este o petiție adresată lui Dumnezeu, o cerere depusă acolo la... Nu, ci este trăirea prezenței lui Dumnezeu, aceasta este rugăciunea. Nu mă aștept să explic vreun astfel. Lucrul ăsta nu se poate explica, el trebuie trăit. Și numai cel ce îl trăiește, îl înțelege pentru sine, dar dacă mai pune să îl predea altcuiva, n-ar putea, așa cum nici eu nu îndrăznesc să cred că se poate întâmpla așa ceva. Dar foarte simplu, în timp ce nu pot să operez pe cineva, știu să-l duc pe omul acesta la omul care m-a operat pe mine. Și așa cum n-aș putea vreodată să fac operația aceasta pe suflet, în dreptul cuiva, știu însă să îndrum pașii acestei persoane către cel care a operat sufletul meu și mulțumim lui Dumnezeu în domeniul rugăciunii. Vă rog să păstrăm acest lucru. Nu o să ne învățăm să ne rugăm înainte de a înțelege ce este rugăciunea. Tocmai această cultivare a prezenței lui Dumnezeu. Acest lucru este opera sau este obiectivul lucrării Duhului lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Ce sau care a fost păcatul general sau capital al omului? Și este. Se spune că a mâncat din fruct, sigur, toate acestea sunt strânse, așa cum spune Pavel, într-o icoană de vorbire, într-o asemănare cu viața de fiecare zi, ca noi să înțelegem principiul, să înțelegem adevărul etern care stă în spatele acestei ilustrații. Iisus vorbea în parabole că nu se putea fel, adică nu poți să înțelegi noțiuni abstracte, trebuie neapărat să spunem de exemplu. Și atunci copilului când îi dai un exemplu, el învață și înțelege. La fel în această situație suntem noi. Slăbiciunea din care derivă slăbiciunile, păcatul din care derivă păcatele. Care a fost originea
acestor lucruri, de unde a plecat totul. Și noi spunem că a intrat în dialog cu șarpele, că a mâncat din pom, că a dat soțului, că acestea însă s-au petrecut, a fost posibil să se petreacă datorită unui singur lucru și anume absența lui Dumnezeu. Aceasta a fost grava problemă. Nimeni nu s-a tulburat de lucrul acesta. Am mers la masă la niște prieteni și eu așezam masa, bucurie mare, mare de tot. Soțul, tatăl, împărțea cu generozitate tuturor o masă largă, oaspeți mulți. Și apare soția dumnealui, lângă dumnealui, cu o întrebare. Unde sunt fetele? Aveau două fiice. Unde sunt fetele? Fetele nu erau prezente acolo. Atunci tatăl, soțul, sare că ars, aoleu, le-am uitat în parc. Și a fugit cu mașina imediat și le-a găsit în parc înghețate pe o bancă așteptând. Ele așteptau acolo. Mama a observat absența. Iubiții mei, problema ispitirii, problema căderii în păcat, tot ce înseamnă lucrul acesta și cu precondiții și cu consecințe, tot ce poate fi însumat în acest capitol se rezumă la o singură cauză, absența lui Dumnezeu. Ei au vorbit despre Dumnezeu, așa cum noi vorbim la predică despre Dumnezeu, dar ei nu au vorbit cu Dumnezeu. Ei, sau omul în general, crede în Dumnezeu, dar nu-L crede pe Dumnezeu în ceea ce spune el. Dar crede în Dumnezeu, dar nu-L crede pe Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea, prezența lui Dumnezeu. Ei nu au început masa aceasta, omul n-a început masa aceasta cu fructul, cu rugăciune. Nu. Adică să cheme prezența lui Dumnezeu, să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Aceasta au simțit ucenicii că se manifestă în Iisus care se roagă și aceasta și-au dorit ei din adâncul sufletului lor. De aceea, Iuda în epistola lui, capitolul 1, vorbește despre oameni care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, n-au Duhul lui Dumnezeu, dar voi, prea iubiților, ne avertizează pe noi, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Cum să facem lucrul ăsta? Păi hai la biserică, hai să ascultăm, hai să citim, hai să predicăm, hai să... N-au. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Asigură-te că în momentul în care trăiești această prezență a lui Dumnezeu, ești sub lucrarea Duhului Sfânt. Carne neputincioasă. Cine ar putea pricepe pe Dumnezeu? Aud copii din aceștia bătrâni, fără dinți, cu mustăți, sau bătrâni, copii bătrâni, la minte, vorbind despre Trinitate, că e așa, că e pe dincolo. E un fel de leșin acesta când vezi un om de nimic ocupându-se cu așa ceva. Cine ar putea vreodată înțelege? Doar Duhul lui Dumnezeu descoperă lucrările lui Dumnezeu. Așadar, cultivarea prezenței lui Dumnezeu în rugăciune este opera exclusivă a Duhului Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, aceasta este taina. Versetul 21 continuă, da. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și, punctul 3, așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Deci, numărul 1, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Numărul 2, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Numărul 3, așteptați îndurarea lui Dumnezeu. Prima preocupare nu este conținutul rugăciunii mele, formulele pe care le adresez, sau, nu. Prima mea preocupare a sufletului meu, prima preocupare a sufletului către care suntem îndreptați este prezența lui Dumnezeu sub lucrarea Duhului Sfânt. Sunt în prezența ta, Doamne. Prezența ta, Doamne, e tot ce-mi doresc. Zaharia spune că rugăciunea nu este un produs al minții omenești, ci este
un duh de rugăciune. Noi cerem de la Dumnezeu un lucru sau altul. Bine facem. Doare, lipsește, e normal să strige cineva, Doamne, scapă-mă. Acesta este cel din tâi lucru. Petru îi spune, Iisus îi spune, din ce să te scap? Păi scapă-mă din apă. Nu, tu trebuie să fii scăpat din îndoială. Dacă nu cădeai în îndoială, nu cădeai nici în apă. Că ai, faptul că ai căzut în apă este urmarea faptului că ai căzut în îndoială, înainte să cazi în apă, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. De obicei încercăm să rezolvăm cu plutitoare chestiunea apei, dar de fapt era ceva mult mai profund dincolo și era ceva de la izvor. Izvorul căderii lui Petru în apă era îndoiala lui. Zaharia ne spune în capitolul 12, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare, aceasta este har și rugăciune. Acesta este un duh al lui Dumnezeu, care va fi efectul, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Urmăriți predicile de astăzi, urmăriți cărți care se scriu, studii care se fac, toate aceste lucruri și veți constata că în multe sau puține, Dumnezeu le numără, lipsește prezența aceasta. Omul își întoarce privirile spre diverse lucruri, dar niciodată, sau rare ori se întâmplă lucrul acesta, să-și întoarcă privirile spre mine. Semnul că ai primit în viața ta duh de rugăciune este că El ți-a întors privirile spre Iisus, că aceasta a spus Iisus. El nu vorbește despre sine, teologia Duhului Sfânt, că eu sunt așa, că eu fac așa, că de... Nu, El nu vorbește despre sine, El vorbește despre mine, a spus Iisus. Și semnul că ai primit acest duh de rugăciune asupra ta este că ți întoarce privirile spre Iisus. Poate chiar deranjează pe cineva când îi sunt întoarse privirile spre Iisus. Nu pot să uit gestul acestei doamne într-o biserică mare, într-o capitală a Europei. După ce a ascultat predica aceasta în care Duhul Sfânt a încercat să-i întoarcă privirile spre Iisus, a făcut acest gest. Iisus este ok, a zis ea, dar avem nevoie de alte. Și a enumerat o serie întreagă de doctrine, de lucruri de care avea nevoie. Iisus este ok, a spus dumneai. M-am bucurat că tabloul acesta, cât de sinistru era el, era totuși autentic. Oricine își întoarce privirile spre ceva, din momentul acela, nu are trebuință de Iisus. De aceea la Odiseea s-a încuiat. Ea nu are nevoie, nu duc lipsă de nimic. Nu. N-ai vrea prezența lui Iisus? Nu-mi trebuie lucrul acesta. Eu sunt, n-am nevoie de nimic, nu duc lipsă de nimic. Semnul că ai primit în viața ta, a familiei tale, a lucrării tale sfinte, ai primit acest duh de rugăciune, e faptul că îți va întoarce privirile spre El. El va deveni temelia și coroana a tot ceea ce înseamnă viața ta. Și lucrul acesta nu este o experiență de moment, ci este o trăire permanentă. Efeseni 6:18 ne spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciune, în toată vremea, fără niciun fel de excepție. Aceasta este taina care stă în spatele cererii ucenicilor. Învață-ne să ne rugăm. În cartea lui Iov, prietenii lui i-au cerut la un moment dat, stai puțin și gândește asupra rugăciunilor tale, asupra vorbelor tale pe care le spui cu privire la Dumnezeu, gândește de ce te rogi. Roagă-te cu Duhul că suferi atâta de mult, dar roagă-te cu mintea. Gândește-te bine. Întreabă versetul 4 din capitolul 26, către cine se îndreaptă cuvintele tale? Câteodată ne rugăm pentru una, pentru alta. Cum s-a întâmplat asta? Păi nevasta pe care mi-ai dat-o tu, ea mi-a dat. Dar cum s-a întâmplat, Doamnă? Păi nu eu. E vorba de șarpele pe care le-ai făcut tu. Adică se sfârșea acolo. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Și partea a doua versetului, al cui Duh vorbește prin tine. Acest lucru trebuie să constituie tema sau întrebarea permanentă asupra sufletului. Ce Duh mă mână pe mine când vreau să fac lucrul acesta? Dar pe omul ăsta de lângă mine care mă sfătuiește
să fac lucrul acesta sau îmi spune să nu fac pe acesta sau pe acesta, ce Duh îl mână? Aceasta este extrem de important, pentru că omul de lângă mine poate să fie un om sincer, dar poate să fie, să nu știe cine îl mână să facă lucrul acesta. În mod sincer, cred o minciună. Nu? Eu aș putea fi foarte sincer în intenția mea și în rugăciunea mea. Ce Duh mă mână pe mine? Aceasta este întrebarea. Al cui Duh vorbește prin tine? Bine, dar e soția, n-aia te-a sfăt. Știu, e soția, dar vorbești ca o femeie nebună. Cum poți să spui așa? Cine te-a pus să spui blestemă pe Dumnezeu? Nu cumva cel care a zis că te va blestema în față? Observi? Adică ea, e pe ea o doare din suflet pentru soțul ei, ea este o ființă iubitoare, este gata să, de orice fel de jertfă, nu știe ce Duh o mână. Și lucrul ăsta înseamnă să te rogi cu Duhul, dar și cu mintea. Aici este primul lucru asupra care trebuie să luăm seama. Vine Moise în fața stâncii acolo și cu sângele clocotind, ascultați răzvrătiților, dar el nu se întreabă cine mă pune pe mine să spun aceste cuvinte. Cine mă pune pe mine să intru pe aceeași frecvență cu răzvrătiții? Ei sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Ești și tu răzvrătit? Nu, eu nu sunt răzvrătit. Păi atunci ce cauți cu oamenii ăștia răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu? Ce cauți pe aceeași frecvență cu oamenii aceștia? Ascultați răzvrătiților și-a lovit. Nu s-a întrebat al cui Duh mă mână în clipa aceasta. De ce Iisus le-a vorbit ucenicilor? Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Ei vreau să se asigure că lucrul pentru care se roagă ei este autentic, este adevărat, ei iubesc pe Dumnezeu, vor merge până la moarte cu El, ei luptă pentru El, dar Iisus spune, bine, bine, știți din ce Duh, ce Duh vă mână, vă îndeamnă, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Și poate să fie în cel mai apropiat prieten al tău sau în propriul tău suflet. De aceea nu este greșit să-ți spui ție însuți în momentul în care vezi în tine altă lege care te-ar îndemna pe un drum străin de Dumnezeu și lumina de Duhul Sfânt să spui ție însuți înapoi a mea, Satana. Gândul acesta nu e de la Dumnezeu. Aceasta îi spunea Iisus lui Petru, tu ești o piatră de potignire pentru mine, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Pe aripa aceasta venise Duhul cel rău ca să-l îndemne pe Petru, care la rândul lui lupta, îl îndemna pe Iisus să stea, să nu cumva să... Și Petru gândea că este sincer și cu tot sufletul e dedicat. Aș vrea să las ca întotdeauna deschis asupra sufletelor noastre cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat astăzi și care răspunde întrebării ce slăbiciune de inimă ai avut? Una singură, absența lui Dumnezeu. Care este vindecarea? Prezența lui Dumnezeu. Prezența ta, Doamne, e tot ce-mi doresc. Prezența ta, Doamne, e tot ceea ce caut în rugăciune. Prezența ta, Doamne, dacă este vreo prioritate în viață, aceasta este. Ne întreabă cineva care ți-ar fi prioritatea. Păi, zice unul, prioritatea mea ar fi suflete bea și mănâncă, ai mult pentru mulți ani și bucură-te. Aceasta ți este prioritatea, dar ai știut că n-ai să vezi dimineața? Oh, nu mă, eu m-am gândit la planuri. Nu, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi. Aceasta era prioritatea. Pregătește-ți sufletul. Nu ai pregătit multe bunuri pentru mulți ani. Nu înțelegi că sunt imobile, le lași aici. Dar el n-a. Pregătește-ți sufletul. Aceasta e prima ta preocupare. Acest lucru este adevărat și în ce privește rugăciunea. Bunul Dumnezeu să ne dea totdeauna acest Duh Sfânt care să rămână în viața și ființa noastră spre binecuvântarea vieții noastre. Duhul te vrea pentru Dumnezeu. Știu că și tu în adâncul sufletului tău aceasta cauți. Și Duhul lui Dumnezeu își va împlini lucrarea. El să fie binecuvântat în veci. Amin. Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ne închinăm înaintea ta și te rugăm împreună cu ucenicii tăi, învață-ne să ne rugăm, Doamne. Dă-ne știința aceasta mai înaltă decât orice știință. Vindecă slăbiciunea aceasta care e deasupra tuturor slăbiciunilor. Și învață-ne, Doamne Dumnezeul nostru, să trăim
în prezența Ta. Fă, Doamne, ca prezența Ta să fie viața noastră și când aceasta ar lipsi, să refuzăm să continuăm să trăim până când Tu nu vei fi din nou prezent. Nu Te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta cu acest lucru. Așa Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.